Bananier de ger, doamne. În bătaia vântului, că de... Așa face vântul. Vine și face ravaci. Păi da? Ia uitați ce groși sunt. Ia uitați, bananier de 2 ani. Mai ai. Mai ai. Mai cuprinde-i. Mai cuprinde-i. Bananier de nici un an de zile. Jumătate de an. Ia uite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci 6 pui la bananier de primăvară spre vară. Deci jumătate de an, ce să zic. Așa, căruia i-a mai recoltat deja o serie de pui. Și bineînțeles că așa sunt toți, toți sunt plini de pui. Și aia mici, și aia mari, și... Asta are un an. Dar nu prea a mers, l-am tăiat de jos și a dat din nou. Ia uitați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pui. 9 pui, ce vrei mai mult dată de la un bananier? Lucrurile stau bine la toți. Fără excepții. Ai bate vântul ăsta, îi zăpăcești. Îi zăpăcești. Până și ăsta, a treia recoltare. Una, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pui. Și a treia recoltare, care o să fie. Până toamna târziu acum reușesc să iau și păști. Spre dezamăgirea mea, sau poate a dumneavoastră, nu mai am. Cineva i-a luat pătăci. Dar nu-i problemă. Nu-i problemă. Paulonia, de un an de zile, la plantare. Are 5 metri și ceva, iar... A, uitați-l. Cât taie animalul. Tăia de jos, a crescut din nou. Da, bate vântul ăsta-i face... Ha? V-ați băga așa la umbra unui bananier? V-ați băga să o beți așa cafeluța frumos la umbra lui? Nu? Ei, nu pot să-l cuprind în cameră, că e imens. 1,5 metri o frunză. Și are un an de zile. Așa o să fie și la dumneavoastră de la anul încolo. Cine știe? Cine știe? Poate o să reușesc să am mai mulți și să vă dau și de anul ăsta, din toamna asta. Cine știe? Poate se dezvoltă suficient și reușesc să-i recoltez mai mult decât am eu comandă. Plus că i-am pe aia la 18 de dincolo, plus încă vreo 50 pe care o să-i plantez la anul. Așa că la anul mai subțireanu cu oferitul de pui, pentru că vreau să-i plantez eu. Să fac foarte mulți, sper să reușesc și dumneavoastră să vă ofer, dar să și pot pune eu 50-60 cât îmi doresc să pun. A, uitați acolo un măr columnar care a avut la D. D. Cât s-a aibă? S-a mâncat. S-a mâncat ce a fost și acum a rămas pom. Hai, vă pupă, Jean.